позаботились о наших детях, внуках, о всех, кто приехал. Большое всем спасибо. Mass-media din toată lumea exagerează. Japonezii pot face față dezastrului, sunt calmi și vor reconstrui în scurt timp Japonia. Asta spun moldovencele care s-au întors acasă doar cu copiii, neînsoțite de soții niponi. Aceștia au rămas în Japonia pentru a-și salva și susține țara. Nu e situația așa de gravă, nu înrăutăți situația, fiindcă nu e așa de gravă la noi. În special la noi, în Tokyo, în partea de sud. Soțul a rămas și japonezii o să rămâie, fiindcă n-au încotro să fugă și nici nu vor să fugă. Cine o să rădite atunci țara? Eu mă gândeam foarte mult să vin sau nu, pentru că eu nu vroiam să ales pe soțul singur, în primul rând. Deci, dar soțul a zis, du-te! Moldovencele au ajuns inițial la Moscova cu un avion al Ministerului Situațiilor Excepționale al Federației Ruse, după care au fost preluate de salvatorii ucraineni. Aseară, femeile, împreună cu cei trei copii, au aterizat pe aeroportul internațional Borispol din Kiev, de unde au fost preluate de echipa Situației Excepționale a Republicii Moldova. Буквально за 15 минут пересекли границу без всяких проблем. И кроме того, были предупреждены все остальные посты, независимо от времени, сегодня, завтра или после этого, все граждане Молдовы, которые следуют из Японии через Украину, будут таким же образом обеспечиваться ускоренным пропуском границы. Republica Moldova nu are misiune diplomatică în Japonia. Din acest motiv, nu se cunoaște numărul oficial al moldovenilor aflați în Țara Soarelui Răsare. Deocamdată, circa 16 cetățeni moldoveni s-au adresat la ambasada Ucrainei din Japonia, solicitând să fie incluși în lista celor ce vor fi transportați în Moldova.